uite bine că m-am gândit la treaba asta și dați-mi 40 de lei, dă-mi. Haideți că... Să mergem. Păi să vă duc acasă, nu? Păi mă duceți acasă, dar dați-mi 40 de lei. Plătesc înainte, iertați-mă. De ce? Lăsați că vedem, poate e mai puțin, poate e mai... Ce plătiți de acum? Nici. Deci unde acum? Deci luăm la rond aici, la... la băncile astea, luăm la stânga și mergem pe Titulescu, pe la poliție. Și după aceea pe dorobanților de la impozite, luăm pe stânga, adă-le. Drăguță. Prietenii mei taximetriști, adă-le. Da. Îi voi ajuta întotdeauna, adă-le. Foarte bine. Că și eu am făcut meseria asta și știu, dă-ne, m-a ajutat și poliția rutieră, m-a ajutat, nu mi-au pus piedici după revoluție. Deci mergem pe la poliție, nu? Da, pe la poliție, știți dumneavoastră, pe la poliție sau dacă vreți, vreți să o luați pe la castanilor pe acolo și pe acolo e bine. Că acum, dacă v-ați intercalat aici, puteți să o luați și pe la... pe la castanilor pe acolo. Puteți să o luați și pe... că v-ați încadrat aici bine. Și vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat. Uite-te, că nu mai puteam merge. Vezi, dă-mi, dacă n-ai... Era o colegă de-a dumneavoastră de la Rotaxi, săraca, că am spus, dă-mi, duceți-mă acasă și plătesc părinții mei, dă-mi. Părinții dumneavoastră? Da, părinții mei, dă-mi, pe Iuliu Maniu. Și săraca, da, avea o comandă, dă-mi, da, să temea, dă-mi, săraca femeie, dă-mi. De ce se teme? Nu știu de ce, să temea că nu va fi plătită. Ca femeile. Da, așa, și bine că v-am întâlnit pe dumneavoastră și că ați oprit, doamne. Că nu mai putea merge. Așa, și vă mulțumesc frumos, doamne. Sunteți un om deosebit, o să aveți succes în carieră, doamne. Asta e bine. Sunteți bun la suflet, doamne. Și așa să fiți, doamne. Așa să fiți întotdeauna, dă-mi. Mulțumesc. Și veți avea, într-un climat de vrăjmășie și de dezminare, oamenii buni la suflet vor avea câștigi de cauză în următorii, fără niciun fel de apropo, dă-mi. Vor avea câștigi de cauză în următorii 6-7 ani, dă-mi. Noi suntem la putere, dă-mi. Acum, dă-mi. Iertați-mă că eu nu fac politică, dar văd și eu, dă-mi, unde duce vântul, dă-mi. Și îl luăm la stânga, dă-mi, acolo, în față. În față, la stânga. Da. Veți avea câștig de cauză, dă-mi, și veți fi iubit de fetele frumoase, dă-mi. E bine. Am și eu o fată de 40 de ani. Da, mi-ați mai zis. Și sărac! Nici nu știe că nu mai pot, dă-mi. Nu mai pot să refac viața. Nu mai pot, dă-mi, că mă gândesc la ea și mi se face rușine, dă-mi. M-ați înțeles? Da, da, da. Eu mi-am trăit viața, mi-am mălaie, mi-am trăit viața. Și aici, la dreapta, dă-mi. Aici, aici? Da, la dorobanților, la dreapta. Da, 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 da. Ce, dă-mi, da, nu regreză, că nu să... mă uitam la Dâmbovița, au venit urșii să atace comuna, că săracii au mâncat aia, fructele de pădure, i-au băgat braconierii cu lațul. Și la dreapta, dă-mi, e oglinda aici, dă-mi. Da.
Da, da, da. Mă uitam și eu și râdeam de mine. Nu s-a întâmplat înainte de 90. Nu mișca niciun urs din pădure. Și mai luăm o bucățică din... Da. Aici, drept de mine. Nu mișca niciun urs în pădure. Doamne, aici, la mașina asta roșie, în față. Și ca să puteți întoarce. Da, da, știu. Că nu mai puteți merge mai încolo, că e blocată. Întoarceți și întoarceți-mă și pe mine. Că uite, că vine ăsta. Haideți că vă întoarci pe mine. Vă rog frumos. Mă întoarci. Nu